Hola, buenos días! La cursul de astăzi o să învățați câteva fraze pe care le puteți folosi în timpul călătoriilor. Apropo de călătorii, Spania este o destinație turistică ce nu trebuie ratată. Este una dintre cele mai vizitate țări din lume. Orașele Madrid și Barcelona sunt cele mai populare destinații. Până la următoarea vacanță, vă invit să ne îmbunătățim cunoștințele de limbă spaniolă. Hola, buenos días! ¿Qué tal? Espero que todos estéis bien, disfrutando también de las vacaciones, siguiendo disfrutando de las vacaciones, porque todos estéis bien, es que voy curachinca de vacaciones. Hoy seguimos con la segunda clase de español, continúo con dos horas de española, y porque la vez pasada estábamos hablando del vocabulario en español relacionado con los viajes, con el verano, con las vacaciones, seguiremos. con el tema del restaurante. Vom continua cu tema restaurantului pentru că data trecută început să învățăm puțin vocabular legat de vacanță. În un restaurant, normalmente, când se intra, se pide una mesa. În mod normal, când se intră într-un restaurant, se cere o masă. Și se poate decir Quería, o quiero, una mesa para 2, 3, 4, depinde del numero de persoane, și sempre con por favor al final. Se poate cere o masă, e cu următoarea expresie. Aș vrea mai elegant sau vreau, mai puțin elegant. O masă pentru 2, 3, 4 persoane, depinde de numărul de persoane care vor mânca, vă rog. E, tambien, antes de pedir el menú, se puede pedir algo para beber. Înainte de a cere meniul, se poate cere ceva de băut. ¿Y por eso? Mm, Normalmente en España se toma cerveza o se toma vino. Eh, Podemos algo de put, gen uh, vin o bere antes de masa. Eh, me trae una copa de vino, una copa de vino blanco, rosado o tinto, por favor. No? Me aduce un pajar con vino blanco, rosado o tinto. Sí, cuidado que no utilizamos la palabra rojo. Atención, no usamos el rojo en uh, español, cierto. tinto, haces cuvint, tinto para el vino rojo. También podemos pedir una jarra de sangría, una jarra de sangría por favor, o carafe de sangría. varón. La sangría es una bebida típica española eh, que consiste en una mezcla de vino, un poco de fanta de limón y fruta del tiempo: manzanas, melocotones, eh, naranjas. Eh, sangria este o băutură tipic spaniolă care uh, se pregătește cu vin roșu, uh, suc de lămâie de obicei și fructe de sezon, de obicei fructe mai uh, tari, mai consistente, măr, uh, piersică sau uh, portocală. Decía al principio que en España se toma cerveza, mucha cerveza y más en verano. En España se bebe mucha bere, maya es la encheput del Y por razones de temperatura, pues se puede pedir una caña. Una caña es muy típico español. Un pajar cubere, una caña. Un pajar cubere. Y este es típico español. Es por razones de temperatura, es de uh, motivos de temperatura. Si no se encalza uh, la cerveza muy rápido, entonces la cantidad tendrá que ser mucho más en pajar. E, luego, podemos pedir también una cerveza o bere, lo que llamamos nosotros, noi, o bere, que puede venir en una jarra, puede venir en una o jalba, puede ser en un botellín o en una botella, en un esticlo. E, para los niños podemos pedir un zumo de naranja, pentru copii putem să cerem un suc de portocale, un fresh de portocale. Sí, când se pide așa, e automaticamente vine esta bebida, freshul de portocale. Când cerem așa ceva, automat vine un fresh de portocale. E, luego, după de tomar algo, putem pedir el menu. După ce bem ceva, putem să cerem meniul. Puede traerme el menu, por favor? Sí, el menú meniul, o sea, lo que podemos comer en aquel restaurante, ceea ce putem să mâncăm în acel restaurant, el meniu, Y también, por favor, nu uitați de por favor. En el menú o en la carta encontraremos primer plato, segundo plato, postre. în meniu vom găsi organizate felurile de mâncare în funcție de primul fel, felul principal sau e, uh, desertul. Iporeșo, de fia, primer plato, felul întâi, segundo plato, felul al doilea, și postre, desert. Al final, după de comer, după ce mâncăm, cerem nota de plată, siempre. Me puede traer la cuenta, por favor, o simplemente la cuenta, por favor, după ce terminăm de mâncat, întotdeauna cerem nota de plată. Puteți să-mi aduceți nota de plată, me puede traer la cuenta, por favor, sau la cuenta, por favor, doar nota de plată, vă rog. También podemos preguntar por el precio, podemos entrepónde despre cuánto cuesta, cuánto vale, cuánto es todo, ¿No? ¿Qué costa? Total. Antes de ir del restaurante, eh, la gente tal vez necesite ir al servicio. En eh, de intentar de la restaurante, Lumea puede estar en el bosque, en la toaleta y por eso preguntamos dónde están los servicios. ¿Dónde están? ¿O dónde está la toalla? En español, los servicios se utilizan en plural. En Español, este sustantivo se utiliza en la plural, porque muestra uh, que son dos tipos de un caper para dos sexos diferentes. Y la respuesta puede seguir, respondo, puede continuar, al fondo, en espate, a la derecha, en la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Y luego, como decía antes, en el menú encontrarán de primer plato o de primero. În meniu veți întâlni primul fel. Da? La gastronomia spaniolă este muy variată și dependiendo de la zona de unde procede pues să utiliza mase verduras, legumbres, carne, pescado. Gastronomia spaniolă este foarte variată în funcție de zona de unde provine respectiva mâncare și se pot folosi în mod frecvent legume, carne, pește și așa mai departe. În un meniu tipic, în un meniu del día spaniol, podrán encontrar estas cosas. Într-un meniu uh, spaniol, într-un meniu al zilei pe care îl întâlniți în orice restaurant în Spania, veți putea găsi următoarele feluri de mâncare pentru început. Sopa de verdura, o sopa de ajo. O sopa de legume sau de usturoi, es una sopa de pobreza que antes se comía, eh, la comía la gente muy pobre, pero hoy en día es una delicia de las eh, cartas españolas. Eh, sopa de usturoi, en aquellos eh, era una sopa para los que no tenían muchas posibilidades materiales, hoy en este es oh, un delicia al uh, menú español. También gazpacho, gazpacho de fiel, la vez vezi pasada, că este una sopa fria de multe verduras, tomate, pimiento, pepino. Gazpacho una data trecută că este o supă tipică spaniolă, din sudul Spaniei, din Andalusia, care acum s-a extins în toată Spania și este un amestec de roșii, castraveți, ardei, ulei de măsline, firmituri de pâine, în en fin, También ensaladilla rusa, pues ensaladilla rusa es muy conocida, salata a la rus, ¿sí? eh, judías verdes con tomates y patatas. Los españoles comen muchas judías. Españoles comen fuerte multe fasole verde, pentru que hay fuerte multe tipos de fasole verde, así, ah, con tomate, kuroshi e patatas y cartofi. También puede aparecer como primer plato ensalada mixta, puede aparecer como ou o salata asortada. con verdura y legumbres del tiempo, cu zarzavaturi de uh, sezon. Menestra de verduras es una mezcla de legumbres y verduras. Uh, menestra este un uh, amestec de legume asortate și sotate în unt de obicei. La paella, la paella normalmente es un plato único y consiste en un arroz cu diferite tipuri de carne sau de pescado. Uh, Paella valenciana este un uh, fel de mâncare uh, tipic spaniol care uh, constă într un amestec de orez, uh, diferite tipuri de carne sau uh, pește sau fructe de mare. La valenciana este la más pentru porque se hace con verduras. Paella valenciana este cea mai cunoscută pentru că de acolo a pornit și se face cu orez și legume. Tambien, putem înconjura la fabada asturiana, care este del norte. Fabada asturiana este o ciorbă de fasole foarte scăzută cu mai multe tipuri de carne. Este un fel de mâncare care se mănâncă de obicei iarna pentru că este foarte greu din cauza tipurilor de carne care se folosesc, uh, și uh, se face, se pregătește în nordul Spaniei cel mai mult, dar s-a extins și în restul uh, teritoriului. De segundo plato la felul al doilea, putem și încontra albondigas de ternera în salsa. albondigas de ternera în salsa, perișoare de vită într-un sos roșu. Es también una comida típica española con un sabor muy fuerte. Esto es una carne típica española con un gusto fuerte, putérnico. También revuelto de espinacas y langostinos, eh, uh, revuelto este de omeletas, saljumar sí. de oa, con espanac y langosta, alajillo y eh, de setas y ¿Sí? todo tipo de revuelto. Hay muchísimas eh, variedades de eh, revueltos. Existen muchos tipos de omeletes a los eh, con todo tipo de amestecaturi. Lenguado a la romana es un pescado. Habemos un calcan, pane el lenguado. ¿sí? Es un pescado blanco, bastante caro. El que pide lenguado significa que tiene eh, potencia financiera. Eh, Uh, cere uh, lenguado, tiene un gusto muy fino y es este un pez alb, algo más cump. La merluza, en salsa verde, eh, la merluza es eh, un pescado también, pero más barato. Merlucius, como lo llamamos nosotros, soy de y es este, eh, un pez más uh, ieftin. En un sos verde, la salsa, toda la gente conoce la palabra salsa. Pero, în otro sentido, toată lumea cunoaște cuvântul salsa, nu? Dar cu alt sens. Sensul lui de bază este acesta de sos gastronomic. După aceea a derivat dansul pe care îl cunoaștem toți. También podemos encontrar cocinillo asado, purceluș de lapte frit, eh, calamare sala romana i pescaito frito, calamari pane și peștișori eh, foarte mici eh, prăjiți. Eh, los pescaitos fritos sunt tipicos de Andalusia, sunt tipici de Andalucía, los pescaditos fritos, croquetas de jamón, por ejemplo, eh, croquete eh, kushunka, pero puede haber de, eh, de queso o de cualquier otra cosa. Eh, de postre podemos tener la tarta de Santiago, la dessert, podemos usar la tarta de Santiago, que es típica de Galicia, esto coca. La reposteria española es muy a base de mucha harina, huevos y leche. Eh, Prejiturile în Spania se fac pe bază de făină, ouă și uh, mult lapte. También tenemos las yemas de Ávila o de Santa Teresa, que son típicas de Castilla León. Eh, que sunt unos pastele foarte dulce, care se fac în Castilla-León. Sunt niște prăjituri foarte dulci, eh, care sunt tipice din uh, Castilla-León, zona nord a Madridului. Eh, la crema catalană, la cunoaște toată lumea, crema catalană, o știe toată lumea, este un soi de eh, cremă de zahăr ars. La sensaimada Madas, în Las Islas Baleares. E, tambien repoșteria, de asemenea se fac aceste ensaimadas cu foetaj și sunt tipice din insulele Baleare. Los boinuelos de calabasa, sunt niște gogoși foarte mici cu dovleac și sunt tipice mai ales e, în comunitatea valențiană. Flan de caramelo de ciocolată, tot un soi de zahăr ars. Cu, sau poate alterna cu ciocolata. Eh, los moscovitas de Oviedo sunt niște biscuiți cu migdale și sunt tipici din nordul Spaniei, din uh, orașul Oviedo. Las rosquillas de Madrid sunt ca niște turte care se fac în Madrid. Arroz con leche, que lo cunoaștem toți, da, orezul cu lapte, îl cunoaște toată lumea. Las torijas sunt niște friganele, dar dulci, de data aceasta. Las comidas del dia, pues, que estamos hablando de comidas, son las siguientes. Mesele zilei sunt următoarele. El desayuno, e, micul dejun, care în Spania întotdeauna se ia între orele 7.30 și 9. El verbo es desayunar. E, la comida, prânzul, care se servește între 13.30 și 15. El verbo es comer, verbul este comer, a mânca. La merienda, gustarea de după amiază, în jurul orei 18, verbul este merendar. La fena, cina, între orele 21 și 23, verbul este fenar. În Spania, e, orarele de mese sunt cele mai târzii e, din Europa, după cum s-a văzut. Los horarios. Cuando hablamos de horarios, pues podemos preguntar en una tienda, que, volviendo a horario, podemos entrar en un magazín de ejemplo. ¿A qué hora abre o cierra la tienda o el supermercado o el centro comercial? La hora se desquide, abre, cierra, se enquide, la tienda, el supermercado o el centro comercial. ¿Centrul comercial? ¿Cierran al mediodía en España? Las tiendas, la mayoría de las tiendas cierran al mediodía en España. Marea a la mayoría de los tiendas la mañana. Entonces, por saber el horario, eh, tenemos esta pregunta. Para saber el horario de podemos preguntar, podemos preguntar, ¿Cierran al mediodía? en la mañana? ¿O está abierta la tienda por la tarde, los fines de semana? ¿Está abierto el tienda la de la semana? Los días de la semana, pues tenemos entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, hoy, viernes y el fin de semana o el fin de sábado y domingo. Las estaciones del año pues son cuatro, como en cualquier país. A no son cuatro. El invierno, la primavera, el verano y el otoño. Yarna, primavera, vara, tuamna. Los meses del invierno, diciembre, enero, febrero lunile, hierni, eh, decembre, enero, febrero, los meses de la primavera, marzo, abril, mayo, mm, lunile, primavera, martie, abril y mayo, los meses del verano, junio, julio, agosto, lunile, veri, junio, julio, agosto, los meses del otoño, septiembre, octubre y noviembre, lunile, tuamnei, septiembre, octubre, noviembre. Eh, por las señas de identidad, pues para conocer a gente necesitamos algunas señas de identidad. Eh, date de identificare, date personales. ¿sí? Podemos preguntar, ¿cómo te llamas? Cum te o ¿cómo se llama usted? ¿Cómo no dumne a La respuesta, me llamo, o mi nombre es. También podemos decir, mi nombre es. ¿De dónde eres o de dónde es? ¿De unde? ești sau de unde sunteți. E, șoi de România, como país, sunt din România, ca țară, o de Bucarest, como ciudad. Cuidado con estas denominații denominaciones de nostru país. Atenție cu aceste denumiri. România și Bucarest, România, București. Donde vives, unde locuiești, o donde vive usted, unde locuiești, dumneavoastră. Vivo en la calle, locuiesc pe strada, la avenida, la calle, la avenida, la plaza. lo que pe strada, pe bulevardul, en piazza. cuántos años tienes, qué años hay, ¿Sí? cuántos años tienes o cuántos años tiene usted, ¿Sí? tú, tienes, tiene usted, tú, hay, a vez, tengo, y sigue el número de años. Am, Shumaz, número de años. Y por eso hemos puesto algunos numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algunos irregulares: 11, 12, 13, 14, 15. Y luego la composición: 16, 17, 18, 19. Y seguimos con. 20, de 1 a 29, incluido, los numerales se escriben en una sola palabra. De la 1 până la 29, inclusiv, numeralele se scriu în același cuvânt. Entonces, tenemos 21, 22, 23, în una sola palabra. 21, 22, 23, într-un singur cuvânt. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 și 100. 100 este un numeral care eh are o apocopada. 100 este un numeral care apare în această formă apocopată, pierde ultima silabă. Ceea ce vine peste 100 eh uh, primește și primește înapoi silaba. 2 începe compunerea. 32 se nota că ai trei palabras, se observă că sunt trei cuvinte.

200, 2 300, 400, 500 forma irregular, 600 forma regular, 700 forma irregular, 800 forma regular, 900 forma irregular y 1000. 1000 es un numeral que no tiene plural. No existe plural la 1000, todavía una forma de singular. 2000, 3000. Etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima o hasta pronto. Adiós. Spania beneficiază de o cultură aparte, de monumente unice și orașe fascinante. Este pe locul 3 în topul țărilor cu cele mai multe obiective incluse în patrimoniul UNESCO. Remarcabilă este moștenirea lăsată de arhitectul Antonio Gaudi, care a trăit și a lucrat în Barcelona și care a lăsat lucrări faimoase precum celebra biserică Sagrada Familia. Clădirea se află în construcție de peste 130 de ani și se așteaptă să fie finalizată în anul 2026. Atât pentru astăzi. Vă reamintesc că emisiunea se difuzează în reluare de la ora 15.30, dar o găsiți și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al televiziunii române. Adios! Asta la próxima!